Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt părintele Claudiu Bulai și pentru aproximativ 30 de minute vom fi împreună pentru a discuta despre ecumenism. Suntem în săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, care a început la 18 ianuarie și se va încheia la 25 ianuarie. Ce este ecumenismul și care este rolul lui? Ce pericole pot apărea atunci când vorbim despre ecumenism și ce trebuie să facem pentru ca rugăciunea lui Iisus ca tot să fie una să se împlinească? Sunt întrebări la care vom afla răspunsul alături de invitații acestei ediții. Spun bun venit părintelui Alois Fechet, responsabil al oficiului pentru ecumenism din dieceza de Iași. Bine ați venit, părinte! Bine v-am găsit! Alături de noi este și părintele Iosif Dorcu, pe care îl salut. Părintele a fost mult timp responsabil cu ecumenismul, iar acum este responsabil cu oficiul pentru pelerinaje. Bine ați venit, părinte! Bun găsit la o asemenea emisiune și o asemenea temă care este de mare actualitate și de mare importanță. Așadar, ce este ecumenismul și care este rolul lui, părinte Alois? Ecumenismul este o inițiativă apărută mai ales în secolele 18, 19 și secolul trecut, datorită faptului că în biserică de-a lungul veacurilor au existat atâtea diviziuni. Diviziuni care au sfâșiat, am putea spune, cămașa lui Hristos, biserica. Și de aceea mereu a fost această intenție, această dorință ca ceea ce Mântuitorul ne-a spus la cina cea de taină și s-a rugat pentru asta, ca tot să fie una, au existat în decursul veacurilor această dorință și această intenție ca să se refacă unitatea pierdută. Sigur, în secolul al XVIII-lea, în 1740, a fost o inițiativă pornită din Biserica Pentecostală în Scoția, care propunea așa ceva, ca să se caute o cale de reunificare, o cale de găsire a unității creștinilor. Apoi, în 1840, a fost Ignatius Spencer, un pastor anglican, care apoi a intrat în comuniune deplină cu Biserica Catolică, care a propus a înființat chiar o uniune a rugăciunii pentru unitatea creștinilor. Apoi, în 1908, a fost pastorul american Paul Francisc Watson, care, fiu de pastor și el însuși pastor, a dorit și a propus această inițiativă de rugăciune, inițiativa unei săptămâni de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Bineînțeles, după aceea, Leon al XIII-lea, în 1894, apoi nu uităm de Conciliul Vatican al II-lea, 1964, care are și un decret, un document, Unitatis Redintegratio, regăsirea unității, și apoi nu uităm de momentul important de la Ierusalim, întâlnirea dintre Paul al VI-lea și Patriarhul Atenagoras. Toate inițiative, dorințe care au mers pe această direcție a găsirii unui drum comun pentru ca creștinii să fie uniți, să gândească mereu, să se întâlnească cu toții în Hristos. Ați prezentat acest drum al ecumenismului încă din secolul 17-18 și ați pomenit de diferite personalități, dar ați vorbit și despre Paul al VI-lea. Aș dori să-l întreb, părintele Iosif, pe lângă Paul al VI-lea, ceilalți papi, cum s-au implicat în acest proces al ecumenismului? Eu cred că dorința, nu numai al papilor, dar a oricărui creștin ar trebui să fie aceea de a fi împreună. Nimic nu mai frumos în creștinism decât a fi împreună. Ori Sfinții Părinți Papi, mă refer la ultimii cel puțin, au o dorință extraordinară și prin documente și prin întâlniri și prin rugăciunile propuse, deci prin toate aceste mijloace,
caută efectiv unitatea sau doresc unitatea, pentru că este o dorință a lui Hristos, nu este nicio invenție a timpului, nici o dorință a unui om, ci este, eu cred că, firească unitate sau dorință de unitate. Papii, sigur că au mari roluri. Începând cu Paul al VI, așa cum spuneați, la întâlnirea sa de la Ierusalim cu Papa, cu Patriarhul Atenagoras de Constantinopol, a fost, cred că, un punct esențial în drumul spre unitate al secolului 20. Sigur că a fost un început care a schimbat chiar multe lucruri în relații între Biserica Catolică și cea Ortodoxă, dar apoi vine Papa Ioan Paul al II-lea, care pur și simplu venind din răsăritul Europei cunoaștea foarte bine și aceste relații și am văzut dorința sa de a intra și de a dialoga cu toate bisericile ortodoxe, inclusiv cu cea din România în 1999. Papa Benedict, sigur, este un teoretician și un scriitor despre unitate excepțional, dar totul culminează, cred eu, cu Papa Francisc, care venind din America de Sud înțelege necesitatea unității și de aceea vedem, nu știu, o mai mare prietenie nu cred că există decât Papa Francisc și Patriarhul Bartolomeu de Constantinopol. Deci aș spune că sunt pași concreți, vizibili, pe care îi vedem cu toții. Părinte Alois, dacă ar fi să rezumați în câteva cuvinte, să dați un fel o definiție a ecumenismului, cum ați rezuma acest termen? Ecumenismul, trebuie să avem în vedere că nu se poate realiza această unitate, nu se poate reface această unitate dintre creștini decât dacă se depune eforturi din toate părțile, din toate confesiunile, din partea tuturor acelora care poartă numele de creștin. Și în sensul acesta ar trebui să vedem care au fost motivele care au dus, să privim în istorie, în trecut, motivele care au dus la diviziuni, să vedem care sunt obstacolele care mai stau în momentul de față în calea refacerii unității, dar înainte de toate trebuie să încercăm să găsim modalitățile de a ne întâlni, de a discuta, de a dialoga, de a sta la masa discuțiilor și în genunchi și cu mâinile împreunate să privim spre Dumnezeu Tatăl și să ne lăsăm inspirați de Duhul Sfânt ca să găsim acel drum pe care să mergem pentru ca să ne întâlnim împreună, să refacem unitatea. Deci ecumenismul este o întâlnire și un dialog reciproc în jurul lui Hristos. O frumoasă definiție, dar am vorbit de ecumenism. Întrebarea care îmi trece acum prin minte, care este diferența între ecumenism și dialog interreligios? Care ar fi diferența? Sigur, ecumenismul se face între creștini, între diferitele biserici, diferitele confesiuni creștine. Dialogul interreligios este cel pe care Biserica Catolică îl are și îl promovează cu celelalte religii necreștine, cu musulmanii, cu evreii, cu hinduiștii, cu budiștii, cu șintoiștii și, de fapt, întâlnirile în care au loc anual la Assisi au tocmai acest scop, ca noi creștinii să putem dialoga cu celelalte confesiuni fără a face o acțiune de prozelitism. Fiecare poate să meargă în continuare pe drumul pe care l-a ales și l-a dorit și a fost educat, dar important este ca acest dialog să existe, interreligios să existe și care cu siguranță este benefic pentru bunul mers al omenirii. Ecumenismul, deci, este diferit de dialogul interreligios. Dar mă întreb spre Părintele Iosif, dorindu-se să-l întreb în cadrul ecumenismului, ar putea apărea pericole, ar putea apărea exagerări? Nu. Din principiu nu, pentru că ecumenismul înseamnă o dorință a lui Hristos. E adevărat că noi am asistat în decursul istoriei la foarte multe separări. Cred că omul are tendința de a se separa.
însă cred că Duhul Sfânt este cel care va realiza unitatea. Acum, pericole. Eu cred că trebuie să spunem la altă premisă. Ecumenismul nu are nimic negativ în el. Ori, cred că unii înțeleg greșit ecumenismul. Se creează, unii cred că ar fi un fel de sincretism între diferite religii și luăm cei buni de aici de acolo și anulăm tradiția. Fals. Alții cred că ecumenismul ar însemna trecerea la o biserică la alta a unuia sau altuia. Fals și acest lucru. Eu cred că ecumenismul este să stai în fața lui Hristos, în fața Maicii Domnului, cu Sfânta Scriptură în mână și să trăiești ca atare. Deci ecumenismul nu poate fi negativ niciodată. Dacă îl înțelegem negativ, asta deja e o problemă și cred că trebuie spusă la spovadă. Faptul este că a dori unitatea este esențial. Ceea ce mă doare cel mai tare este că lumea nu dorește. Nu dorește, pentru că, pornind de la un proverb latin, ignoti non lacupido, cel care nu cunoaște nu dorește nimic, sau nihil volitum nisi cognitum, dacă nu cunoști, n-ai să dorești. Eu cred că și emisiunea aceasta și multe alte inițiative care au loc în lumea noastră ar trebui să prezinte clar. Ecumenismul înseamnă frățietate împreună. Nu înseamnă anihilarea celuilalt, nu înseamnă distrugerea unei biserici, nu înseamnă dispariția unei tradiții, nu înseamnă nimic negativ, ci doar a trăi împreună. Și eu cred că nu există doi Hristoși, nu există două Maica Domnului, nu există două altare, din păcate, azi. Dar există un singur Hristos pe care ne îndreptăm toți. Și eu nu cred că poate fi numit creștin cel care nu acceptă ecumenismul. Pentru că el elimină virtutea de bază a creștinului, iubirea. Și atunci, dacă nu este iubire, nu este ecumenism, nu este biserică, nu este unitate și nu cred că îi place lui Hristos. De aceea, m-a întrebat de pericol. Pericole înseamnă o greșită înțelegere a ecumenismului. Așadar, ecumenismul, tema actuală, tema pe care se mizează foarte mult astăzi. Și iată că, spuneam la începutul emisiunii, în această perioadă suntem în săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, care a început la 18 ianuarie și se va încheia la 25 ianuarie. De ce o săptămână pentru unitatea creștinilor și cum a apărut această săptămână, Părinte Iosif? De ce numai o săptămână, întreb eu? De ce numai o săptămână? Nu cred că trebuie să fie o zi fără rugăciune pentru unitatea creștinilor. O săptămână este poate mai mult un fel de conștientizare a problemei, un fel de aducere aminte. Vedeți că încă bisericile sunt separate, hai să facem ceva. Pe de altă parte, sigur că sunt 8 zile în care se aduce în față o temă, sunt discuții, sunt rugăciuni, cred că sunt întâlniri foarte multe și mi-ar plăcea să fie, deși nu sunt așa cum ar trebui, cred eu, în mileniul al treilea, să nu ne întâlnim noi împreună, cei care suntem creștini, mi se pare ceva de necrezut. Dacă aș fi spus acum poate 100 de ani, știi că în mileniul 3 creștinii nu se vor mai întâlni împreună, poate nu ne-ar fi crezut nimeni. Iată că a venit și acest moment, din păcate. Însă săptămâna aceasta, dacă fiecare, hai să reducem puțin, dacă fiecare ar conștientiza necesitatea, ar înălța măcar o scurtă rugăciune pentru unitatea creștinilor, eu cred că ar fi ceva. Adică, știi cum se spune, mai bine puțin decât nimic. Dar acest puțin, dacă ar fi la mai mulți, s-ar multiplica la mai multe persoane, la mulți creștini, ar fi ceva. Chiar azi, în aceste zile, auzeam că episcopul Gergel, Petru Gergel, se roagă în fiecare zi rozariu pentru unitatea creștinilor. Dacă multe persoane ar face acest lucru, îți dai seama ce frumos ar fi? Adică rugăciunea, eu cred că este condiția sine qua non. A doua care mi se pare esențială este cunoașterea reciprocă. Noi nici nu ne cunoaștem. Ne uităm peste gardul unii la alții, mai arătăm și pietre câteodată, dar nu ne cunoaștem. De aceea, tradiția bizantină este excepțional de frumoasă. Nu o cunoaștem. Bizantinii ar trebui să cunoască foarte bine frumusețea bisericii latine în toată istoria ei. Nu este cunoscută. De aceea, aceste zile 8, numai 8, din păcate, repet, sunt prea puține pentru un asemenea element, așa, asemenea opere de importante. Dar cum s-a ajuns ca să fie numai o săptămână, să fie aceste 8 zile? Dacă puteți prezenta puțin istoricul acestei săptămâni? Da, sigur că a început de la 1910, s-au adunat creștini, au propus niște teme, au fost mai întâi, sigur, prelegeri, au fost diferite conferințe, dar după aceea s-a ajuns la această săptămână care este pregătită foarte bine de altfel. Diferite țări prezintă un material, îl aduc în fața noastră și ne rugăm. Istoria este de 100 de ani, 100 și ceva de ani, dar eu cred că totuși, acum să trecem la partea pozitivă, această săptămână își aduce roadele. Spuneam de 1964, a fost un pas foarte mare, adică dacă lumea până la 1964 era chiar
total împotrivă și nu erau recunoscute nici sacramentele, măcar botezul și căsătoria, 1964 duce o noutate absolută. Între creștinii catolici ortodoxi sunt rupte sau îndepărtate cele anateme. După aceea, sigur, aceste întâlniri ale papei Ioan Paul al II-lea, care, repet, au fost revoluționare pentru foarte mulți creștini, chiar ortodoxi, au dus un pas înainte. Și dacă vreți să fac o mică aplicație, dacă mama mea ar fi intrat într-o biserică necatolică pe vremuri, era păcat. Azi nu mai pune nimeni, cred că, în acest limbaj, problema. De aceea eu cred că suntem mult mai aproape. Poate aici ar fi pasul pe care să-l aducă și eu știu, octava de acest an, să ne rugăm mai mult și să fim mai aproape. Spuneați că pentru această perioadă sunt pregătite niște texte și practic în fiecare an este o temă în jurul căruia se discută. Părintele Lois, puteți să ne prezentați puțin tema și cum a fost aleasă, cine a pregătit-o? Da, în broșura aceasta propusă pentru acest an găsim la sfârșit o înșiruire a tuturor temelor care au fost propuse din 1968 și până astăzi. Tema propusă de către comisia care a pregătit această săptămână de rugăciune din 2017 se cheamă Reconcilierea, iubirea neconstrânge. Iubirea neconstrânge ca să ne reconciliem. De fapt, pornește de la scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni, capitolul 5, versetele 14 până la 20, unde Apostolul Paul spune că noi trebuie să fim propovăduitori ai reconcilierii. Dumnezeu a pus în noi cuvântul reconcilierii și noi trebuie să fim slujitori ai reconcilierii. Noi trebuie să fim ambasadori ai întâlnirii dintre oameni. Noi suntem împuterniciți pentru reconciliere. Și termină acest text din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni, din fragmentul propus pentru anul acesta, termină cu această invitație, am putea spune chiar poruncă. Vă rugăm, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ei bine, acest lucru ar trebui să-l avem, să-l vedem, ne gândim bine la el. Ce înseamnă a ne împăca cu Dumnezeu? Nimeni nu poate să spune că este împăcat cu Dumnezeu, împăcat cu conștiința proprie, dacă nu este împăcat cu vecinul său sau cu cei cu care trăiește împreună. Sau, să mergem la nivel mai înalt, dacă ne referim la diferitele confesiuni creștine, pentru că vorbim de unitatea creștinilor, nu putem să spunem că suntem în regulă, suntem împăcați cu Dumnezeu dacă nu suntem reconciliați între noi. Și nu putem spune rugăciunea Tatăl nostru dacă nu ne iubim unii pe alții, așa cum a spus și Părintele puțin mai înainte, că iubirea este aceea care ne va aduna. Iubirea este aceea care ne va face pe toți să mergem pe aceeași cale sau, eventual, avându-L pe Hristos în mijloc, toți din diferite părți să privim spre Hristos, să ne lăsăm cuprinși de lumina lui Hristos și de Spiritul lui Hristos, Spiritul Evanghelic al lui Hristos, care înseamnă iubire, care înseamnă iertare, milostivire, reconciliere. Textele pentru această săptămână, din care vom vedea niște poze pe micile ecrane, colegii mei vor derula niște imagini din săptămânile de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Textele au fost pregătite de Biserica din Germania, este corect? Da, au fost pregătite de 10 comisii, așa, formate din diferite persoane, din diferite confesiuni. Au fost și, printre alții, și un preot ortodox, Părintele Miron Constantin, care a lucrat la această broșură. Și, sigur, au lucrat vreo 3 ani de zile. Mai întâi au voit să se pună de acord asupra temei pe care va fi propusă.
care trebuia să fie propusă pentru 2017, apoi au ales această temă, plecând de la scrisoarea Sfântului Apostol Paul și apoi de la exortația Papei Francisc, așa, în care el revine mereu asupra acestei teme a iubirii, a milostivirii, a reconcilierii. Spuneam la începutul emisiunii că sunteți responsabil al oficiului pentru ecumenism. Ați preluat de curând acest oficiu, de aceea aș dori să vă întreb ce planuri aveți, ce perspective sunt pentru viitor? Sigur, înainte de toate, ar trebui să încercăm ca în comunitățile parohiale să conștientizăm pe credincioși de necesitatea găsirii căilor care duc spre Hristos, ca căilor care duc spre unitate. Apoi, în seminarii, în institute de viață consacrată, la fel, trebuie să propunem aceste teme, mese rotunde, așa, eventual la care să invităm și creștini din alte confesiuni, pentru a discuta, pentru a dialoga, pentru a ne cunoaște, așa cum mai spunea și Părintele, pentru a ne cunoaște. Pentru că numai în forma aceasta reușim să ne îndreptăm spre Hristos, reușim să receptăm mesajul lui Hristos care ne cere să fim una. Dar cel mai important lucru este rugăciunea. Și tocmai de aceea se propune această săptămână de rugăciune, care n-ar trebui să se limiteze, cum spunea și Părintele, numai la 8 zile, dar să găsim în rugăciunea noastră personală, individuală, de fiecare zi, să găsim momente în care să ne rugăm pentru unitate. Spuneați că fiecare creștin trebuie să ajungă să cunoască importanța ecumenismului, dar v-aș întreba pe dumneavoastră, când ați descoperit care este importanța ecumenismului în viața creștinului? Da, sigur, când eram în seminar, nici nu se putea vorbi despre, prin anii 60, nu? Despre o întâlnire comună, despre a ne ruga împreună, de a intra în biserici, de a participa chiar la liturghiile de la o altă biserică. După Conciliul al doilea din Vatican, când s-a discutat mai mult asupra relațiilor dintre biserici, atunci am conștientizat mai mult că e necesar ca să găsim căi împreună pentru a ne apropia unii de alții. Apoi am participat la câteva întâlniri în Germania, cum fac ei, Biserica Catolică, din 2 în 2 ani, Katholikentag, ziua catolicilor. Dar fac și protestanții ziua bisericilor și am văzut că acolo ei se întâlnesc. Creștini de diferite confesiuni se întâlnesc și discută și se roagă împreună. Așadar, căutarea prin studiu și experiențele pe care le-ați avut v-au făcut ca să cunoașteți importanța ecumenismului. Dar ne apropiem de finalul acestei emisiuni și de aceea aș dori să vă întreb pe dumneavoastră despre ce ar trebui să facem ca rugăciunea lui Iisus ca tot să fie una, să se împlinească, și vă rog pe scurt, Părinte Iosif. Eu cred că lumea ar trebui să dorească. Eu sunt convins că lumea nu dorește. Dacă vreți să facem un calcul scurt, nici 0,1% din lume nu dorește ecumenismul. Explicația. În ea suntem 300.000, să zicem. În zile de rugăciune participă nici 100 de persoane. Deci faceți calculul. Deci vreau să spun că eu cred că cine știe și poate și vrea să facă cunoscută necesitatea unității creștinilor. Și închei tot cu o întâmplare. Eu am fost la Tel Aviv, am locuit la un arab foarte mult timp și într-o zi acel arab musulman mă întreabă: Părinte, dar de ce diferența între dumneavoastră Biserica Sfântul Anton și la Biserica Sfântul Gheorghe? M-am blocat. Un musulman mă întreba pe mine acest lucru. I-am răspuns tot cu o întrebare, n-a fost corect din partea mea, de ce voi sunteți sunniți și șiiți? Dar vreau să spun că pentru el era un semn de întrebare. Și acest semn de întrebare pe mine m-a marcat și cred că pe toată lumea trebuie să marcheze, pentru că cine ne vede din afara bisericii, în afara creștinismului, pe noi creștini divizați, nu va crede în Evanghelie.
Din păcate ne apropiem de finalul acestei emisiuni, deci doresc înainte de a încheia această emisiune să vă mulțumesc pentru că ați binevoit să participați la această emisiune, vă mulțumesc. Vă mulțumesc de asemenea și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați rămas alături de noi pentru aproximativ 30 de minute. Reținem la final rugăciunea arzătoare a lui Iisus din Evanghelia după Sfântul Ioan, capitolul 17. Nu mă rog numai pentru aceștia, ci și pentru toți cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, ca toți să fie una, după cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, și ei să fie în noi una. Punem punct acestei emisiuni, dorindu-vă să aveți zile binecuvântate, zile ecumenice și să fiți persoane ecumenice, iar eu vă dau întâlnire peste 2 săptămâni la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. La revedere!